Camera deputaților, ca for decizional, a adoptat marți ordonanța de urgență numărul 115 din 2022, aprobând un amendament care prevede creșterea salariilor pentru primari, viceprimari, președinți și vicepreședinți de consilii județene și a personalului din aparatul de lucru al primăriilor. Totodată, deputații au eliminat din varianta adoptată anterior de Senat textul care prevedea creșterea salariilor parlamentarilor și a personalului de specialitate implicat în procesul legislativ din cadrul Secretariatului General al Guvernului, serviciilor Parlamentului, Consiliului Legislativ și Administrației Prezidențiale.